Aici aveți pagina de logare. Introduceți userul dumneavoastră. Și parola respectiv. Îi dați conectează. Și intrați în pagina principală a aplicației. De aici putem vedea informațiile generale ce țin de organizație, putem vedea beneficiarii organizației, proiectele organizației, alertele generale pe organizație și câteva tutoriale și informări. Aici aveți userul cu care v-ați logat în partea dreaptă sus și organizația. Tot aici aveți un buton de logout prin care puteți ieși din aplicație. Așa. Pentru a modifica datele generale ale organizației dumneavoastră, intrați pe această pagină și le puteți modifica. Aici aveți reprezentantul legal pe care de asemenea îl puteți edita. Aici aveți butonul de salvează. După ce face salvarea, își face un refresh la pagină. Așa, după ce facem modificările pe pagina respectivă, de asemenea trebuie să salvăm datele, să zicem gal probă, cod unic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elegem o regiune. Așa, o localitate. Salvăm datele. Ok. Apoi, mai jos avem localitățile componente ale organizației dumneavoastră. Puteți adăuga o localitate cu un număr de locuitori. Mai adăugați o localitate. Aici aveți suma locuitorilor. Bun. După aia aveți măsurile eligibile ale organizației pe care le puteți selecta din lista de măsuri eligibile și pe care le veți putea selecta ulterior pentru un proiect separat. Salvăm. Mai adăugăm o măsură. Ok. Cu acest buton putem merge în pagina principală a aplicației.